Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena. În această seară avem în platoul emisiunii un invitat special, al cărui nume va rămâne în istoria sportului giurgiuvean, marcând data de 9 februarie 2001 prin inaugurarea cele mai moderne săli de atletism în linie dreaptă din țară. A fost alergător de 800 de metri. După absolvirea facultății, a fost profesor de educație fizică și sport, a antrenat sportivi renumiți cu rezultate deosebite la campionatele naționale de junior și tineret. Apoi a ocupat funcția de director la mai multe instituții cu profil sportiv, ultima fiind Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, iar în prezent este director la fostul liceu de chimie. Am plăcerea să vi-l prezint pe domnul Nicolae Dogaro. Bună seara și bine ați venit în platoul emisiunii Sport Arena și sper să vă simțiți minunat știind că sunteți pentru prima dată la noi la Sport Arena. Așa este, mulțumesc pentru invitație. Este prima dată după o absență de aproape 8-9 ani de când am făcut o pauză cu sport de performanță, dar întotdeauna am fost lângă sportiv și lângă performanța giurgiuveană și națională. Mai ales azi, 9 martie, se împlinesc mai exact 14 ani și o lună de când sala de atletism al clubului CSM Giurgiu a fost dată în folosință. Și chiar vreau să vă întreb, ce reprezintă pentru dumneavoastră azi această sală de atletism, că a fost sportiv, antrenor și fost director al clubului sportiv municipal Giurgiu? Bine, sala de atletism reprezintă într-adevăr o performanță... După atâția ani, vorbim azi, o performanță managerială pe care am realizat-o împreună cu mai mulți profesori, directori din cadrul de șeful și a Direcției Educației de Tineret și Sport. A fost începută în 1985, dacă nu mă înșel, sau chiar mai... Deci până în 90... aproape cu 17 ani înainte, 86 a început construcția ei. Din diferite motive și financiare ne dăm cu toate seama că înainte de 89 era greu să aprobe o investiție. A început cu o investiție mascată, cu reparații capitale care nu exista sală. În fine, după 90 s-a reușit începerea construcției ei. Apoi, în 99, am ajuns întâmplător, zic eu, la Direcția Națională de Tineret și Sport, care, mă rog, se lovea de mai multe probleme manageriale. L-am convins la vremea aceea pe ministrul sportului, Crin Antonescu, să vină în Giurgiu, să înceapă investiția pentru acest obiectiv, deoarece riscam să nu mai poată fi construită pentru că trecuseră 16 ani de la începerea ei. Ne-au aprobat investiția în 2001, aproape a fost finalizată. În 2002 a fost inaugurată. În 2001 a fost inaugurată în februarie. Dar pe tema aceasta vom vorbi un pic mai sigur târziu, dar acum suntem în 2014, 2015, pardon, au trecut 14 ani de la acel moment remarcabil și o reușită, o realizare minunată făcută de dumneavoastră prin darea în funcțiune acestei săli și ne bucurăm toți giurgiuvenii, nu numai atletismul. Ce sentimente retrăiți acum când intrați în sala de atletism după atâta timp? Un sentiment de satisfacție profesională atâta timp cât după inaugurarea sălii sala a intrat în circuitul național, a organizat pe lângă antrenament și concursuri naționale și zonale. Am avut onoarea să îi avem la pregătire pe sportivii din lotul național. Vom detalia pe parcurs. Într-adevăr, este o performanță, vă spun, managerială destul de importantă. Pe lângă alte investiții și pe lângă alte săli de sport care a fost construite în Giurgiu, ce este important că după Revoluție, baza materială din Giurgiu a căpătat o dezvoltare mult mai mare, astfel încât apariția mai multor ramuri sportive a creat și premiza unor performanțe deosebite.
Seara 3, momentul 9 februarie 2001, inaugurarea sălii de atletism, mult visat de toți sportivii și antrenorii de atletism, și rog colegii din regie să ne ofere material. Avem și noi un scurt material. Da. Ce puteți să ne spune despre această dată de 9 februarie 2001, unde s-a inaugurat sala de atletism? Am văzut că ați trăit cu emoții aceste momente. Da. Da, a semnat o mare performanță managerială, pentru că și doamna Ioana Balaș, președintea Federației Române de Atletism din acea vreme, a spus că reprezintă o bijuterie această sală. Să ne reamintim că în România există decât două sări în linie dreaptă, cea de la Iași și cea din Giurgiu, și două sări circulare, cea de la Bacău și cea din București, în care se concentrează pregătirea și participarea în competiții la toată sfera atletică din România. Desigur că la acea vreme au fost apreciate eforturile atât ale direcției de tineri și sport, și ale conducerii din acea vreme a prefecturii, a primăriei, pentru că inclusiv autoritățile locale au contribuit la realizarea acestui obiectiv, precum și cei doi predecesori ai mei care au demarat acțiunea sălii, mă refer la profesorul Irina Constantin și Ionel Petrescu, care au început după 90 atragerea de fonduri, s-a reușit de-abia după 16 ani, cu eforturi deosebite, cu drumuri dese la București, astfel încât să convingem că și la Giurgiu se poate face performanță. Într-adevăr,
cei prezenți atunci în sala de atletism în Giurgiu, mă refer la ministrul sportului din acea vreme, Georgiu Gingăraș, și secretarul de stat Nicolae Mărășescu, președinta Federației Române de Atletism Iolanda Bala și secretarul general al Federației Traian Badea, precum și alți oficiali din Federație. Și nu numai. Și nu numai, au fost invitați Faro Constanța, Ile Floroi, a venit și directoarea de la acea vreme a Direcției de Tineret și Sport, doamna Fița Lovin, cunoscută alegătoare de Semifon Fond Mondial și la câștigătoarea medaliei de bronz la Olimpiada de la Moscova. A fost chiar o sărbătoare a sportului. O sărbătoare a sportului, da. În acea zi, cu atâtea personalități, da, din lumea atletismului, chiar frumos și o reamintire frumoasă. Da, ceea ce aș dori să se facă în continuare, să fie mai desmediatizată și introdusă în circuitul național al Federației Române de Atletism, să convingem să vină în continuare atleți din lotul național să pregătească în sală, pentru că sala poate oferi condiții bune de pregătire. Au fost de-a lungul anilor în sală la pregătire atât din România cât și din Bulgaria, din lotul național. Chiar să vă întreb, una dintre întrebări aceasta, da, era că știm că au fost de-a lungul timpului în pregătire mulți sportivi de valoare, atât din atletism, dar cât și din alte sporturi. Dar știm că în 2001 s-a finalizat construcția sălii, dar după urma să finalizați corpul de nord al clădirii, unde intenționați amenajarea unui microhotel și a unei cantine restaurant. Când a fost începută lucrarea și când s-a finalizat? Imediat după inaugurarea sălii, l-am convins pe domnul ministru Georgiu Gingărea să ne aprobe fondurile necesare pentru a construit în partea de nord a sălii un mini-hotel și cantina restaurantului sportiv. Ne-au fost aprobate fondurile. Deci a fost o totală înțelegere. Sigur, da. Pentru că trebuia finalizată investiția generală. La vremea aceea nu ne-au putut da decât bani necesari pentru finalizarea sălii de atletism, după care T-complexul a fost finalizat prin alocarea unor fonduri substanțiale pentru realizarea mini-hotelului și a cantinei restaurantului sportiv, fapt care a creat precedent pentru propunerea noastră de la direcție să înființăm la Giurgiu un club sportiv municipal. A, deci după ce s-a inaugurat sala de atletism și s-a construit și hotelul, și microhotelul și restaurantul, deci abia după s-a înființat acest club sportiv municipal. Da, pe lângă direcția de tineret și sport, la acea vreme figura la atletism și tirtare doar centrul județean pe ramul de sport. În 2002 acestea, printr-o descentralizare hotărâtă de ministrul sportului la acea vreme, Georgiu Gingăraș, aceste centre județene nu au mai funcționat, astfel încât am fost nevoiți să propunem înființarea unui club sportiv departamental. Ne-a fost aprobat și au început, într-adevăr, de atunci, după 2002, adevărat de performanțe în atletism. Dacă până în 2002 rezultatele la atletism au fost, dar puțin mai reprezentative, pentru că nu era o bază materială adecvată, și rezultatele a fost pe măsură. Bine, să nu uităm că până în 2000 au fost câteva performanțe notabile la atletism, mă refer la campion național, la sărător în înălțime, campion național la 5.000, chiril, campion național la și balcanic, la marș, George Dumitru, dacă nu mă înșel. Dar numărul medailor și a performanțelor a început să vină după ce sala de atletism a fost inaugurată și s-au creat premizele unei pregătiri adecvate sportului de performanță. După ce s-a inaugurat hotelul și restaurantul, vă mai amintiți cine au fost primii sportivi care au fost cazați și la microhotel și au profitat de această bază sportivă minunată?
Da, primul concurs l-am organizat la o săptămână sau două după inaugurarea sălii. Au venit sportivi din Brăila, din București, din Galați, din Constanța și, dacă nu mă știu, chiar și de la Ruse. Deci ei au fost primii care au beneficiat de condiții de cazare și de masă de la mini-hotelul Clubului Sportiv Municipal. După care au venit în pregătire sportivi din lotul național al României de atletism. Chiar puteți să-i numerotați, că știm că au fost sportivi foarte valoroși și cum ar fi Marian Oprea. Marian Oprea, zis și Struțul. Recent întors la campionatul european de atletism cu locul 3. Bronz pentru România. O performanță remarcabilă și un sportiv de mare valoare și mare caracter. Da, și Anton Sredorea în lungime. Ceea ce a fost pentru noi îmbucurător, faptul că antrenorii și sportivii din orașul Ruse au venit de mai multe ori la noi în sală în pregătire, pentru că ei, la ora actuală, nu beneficiază de o sală așa de modernă cum o are Giurgiu. Și noi, actualmente, nu beneficiem de o pistă de atletism și mai cochetăm cu Ruse, nu? În antrenamentele, da, ce înseamnă în stadion performant. Da, se pare că eforturile primării și ale Consiliului Local se vor materializa în acesta într-o pistă de alergare, ceea ce ar întregi un corolar foarte bun și prielnic pentru marea performanță în atletism. Păi, dacă ne gândim așa puțin, din 2012, cred că nu mai avem o pistă de atletism stadion. Mai exact. Da, și dacă, Doamne ferește, nu aveam nici această săliță de atletism, cred că acest sport, atletismul, nu mai exista. Da, era foarte greu să te antrenezi fără bază materială. Da, ceea ce este împucător că această sală de atletism creează premisele pregătirii sportivilor din Clubul Municipal și alte ramuri sportive. Tenis de masă, care a început să scoată performeri. Judoul, care într-adevăr a continuat pe o scară națională performanțe bune la copii și junieri. Boxul, care într-adevăr tot în această sală se pregătește. Precum și sportivii de la tiltare când sunt în pregătire fizică. Sigur, da. Da. Deci sala oferă condiții de pregătire pentru mai multe ramuri sportive. Bine, special dedicată pentru atletism, iată că poate oferi pe perioadele anului și condiții de pregătire pentru alte ramuri sportive. Neavând, din nou, ne confruntăm cu baza materială, e binevenit că avem spațiu necesar. Da. Sala de atletism. Hai să recunoaștem că după Revoluție, baza materială din Giurgiu a avut o dezvoltare destul de bună față de condițiile pe care le aveam noi ca sportivi când eram juniori. În Giurgiu, în afară de sala de la Liceu Ion Maiorescu și sala de sport de la școala numărul 3, nu prea, și Tudor Vianu, nu prea erau sări pentru performanță și ne chinuiam. Iarna era foarte greu să participăm la grabenea aceea de sală. Din această cauză, nici performanțele nu erau pe măsură. Eram orientați mai mult pe un program de semifond-fond, de marș, unde sala este bună doar când te dezechipezi și te echipezi sau faci duș. Mai puteți să ne spuneți în ce perioadă ați fost numit director la Clubul Sportiv Municipal Giurgiu? Din 2002 până în 2002, da, până în 2008. Ce strategie managerială ați abordat când ați fost numit director la Clubul Sportiv Municipal? Având acum această bijuterie de sală, microhotel, restaurant, cred că vă vine în cap acum să scoatem și performanțe. Avem nevoie și de rezultatele pe măsură. Da. Pe vremea aceea și pregășind zilele noastre, bugetul Ministerului Sportului este grevat pe performanțe.
Și alocația bugetară de la Minister pentru performanțe era orientată către acele cluburi care aveau rezultate la nivel național, internațional, sportive la lucrurile naționale. Și atunci, una dintre strategiile pe care am abordat-o la acea vreme a fost aducerea unor antrenori de marcă din țară, precum și legitimarea unor sportivi care au dorit să lupte pentru culorile clubului nostru. Am găsit această strategie deoarece copiii din Giurgiu, care începeau să fie selecționați pentru a practica atletismul, să aibă niște modele adevărate și să se antreneze cu aceste modele în sală. Astfel încât am convins câțiva sportivi de marcă din țară să concureze pentru noi, pentru Giurgiu, oferindu-le pe măsură condiții propice pentru marea performanță. Și ceea ce mă bucur că printre mulți sportivi pe care i-am adus în Giurgiu și au concurat pentru Giurgiu este faptul că am convins o dunăreancă din Galați să vină la adunări în Giurgiu. Probabil că telespectatorii nu știu sau dacă nu cunosc, am să o spun eu mai accentuat, este vorba de Viorica Țigău, care a binevoit să vină să concureze pentru Giurgiu, astfel încât a fost onorați cu performanțele ei. Numai când te gândești că a participat la 3 olimpiade, Sydney, Beijing și Londra, spune foarte mult pentru un mare sportiv, pentru un sportiv în general, ca să nu mai spun de Cupa Europei, locul 1, de campioni balcanici, de campioni naționali și internaționali, atât la lunțătura lungime, cât și la 100 metri garduri. Și la heptatlon. Și la heptatlon, medaliată cu argint la campionatul mondial de juniori, cred că la 2 puncte de medalie de aur, ceea ce este foarte puțin în probele combinate. Bine, în același timp, dacă tot am făcut aici dezvăluiri, în acea perioadă chiar eu am venit către domnul director cu propunerea de a veni la CSM Giurgiu, încercând să ne ia la pachet cu antrenoarea. Și a găsit înțelegere și bunăvoință și chiar am venit împreună aici în Giurgiu. Da, o mare antrenoare. Dublă cetățenie română și franceză, am convins-o să vină de la Paris pentru Viorica Țigău, fosta antrenoare a lotului Franței de probe combinate, este vorba de Carmen Hodoș. Carmen Hodoș. Cu această ocazie îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru cariera mea sportivă și reușitele mele. Un adevărat om și a rămas în sufletul meu, este aproape de sufletul meu și va rămâne mereu. Și cum Viorica a venit la Giurgiu, a băut apă din Dunăre și a rămas în continuare la Giurgiu, lângă un alt mare sportiv al Giurgiului, e vorba de Laurențiu Popa, cunoscut mai îndeaproape de giurgiuvenilor prin performanțele notabile la aruncarea greutății, la rândul lui Laurențiu, campion național la juniori, tineri și seniori, vicecampion balcanic, locul 4 la campionatele europene și de juniori și de seniori la aruncare lungi, un foarte bun aruncător, un mare sportiv, un mare caracter. Așa e. Și o mare familie de sportivi. Mă bucur că ai rămas la Giurgiu. Cred că un pic de la tine ni se trage. Dacă tu ai acceptat venirea mea la Giurgiu, cred că de aici s-au legat multe. Sigur. Și chiar îți mulțumesc pe această cale. A fost o mare plăcere și o mare onoare să concurez pentru CSV și pentru Giurgiu și pentru giurgiuveni, să-i faci mândri cu performanțele tale. Dar să reamintim că pe lângă tine au venit și alți sportivi de marcă care au luat medalii frumoase la campionate naționale și internaționale. Să ne reamintim de Pungă Ionuț, tribusaltistul nostru foarte bun, a reușit de 110 metri garduri cu 2 medalii la naționale și în sală la 60 metri garduri, de Marin Florina de giurgiuveaga noastră, campionat național la pentatlon și la heptatlon, atât de Ionel Petrescu, Laurențiu Popa de Damian Marian, ca să nu uităm și cine i-a antrenat.
să nu mai spune de Dobre Gabriela, sportiva și campioană națională la tineri la 200 metri plat, de Bordea, de invitatul meu, da? Da, de Bordea Ana Maria, campioană națională la cross și în probele de semi-maraton, de Albu Dan, campion național la tineri la 400 metri garduri. Deci iată că sala de atletism, pe lângă faptul că a fost o oază de creștere a sportivului de performanță, a adus și satisfacții juvenilor. Faptul că pe lângă pregătirea de iarnă, care se desfășoară mai mult în sală, este imperios necesară și crearea acestei piste de atletism, pentru că altfel probele mai lungi, probele de vară nu se pot antrena fără o pistă adecvată și fără condiții adecvate. Astfel încât am fost nevoiți să apelăm la colegii noștri din Rusia sau să facem naveta mai ales la București. Asta așa e. Simțim și noi pe propria piele, da, că în continuare antrenăm copilași și... Dar se pare că sunt premizele, am văzut că se defrișează terenul în zona unde va fi construită pista. Din informațiile mele, se pare că în acest an va fi finalizată lucrarea și vom putea beneficia din certă zi din toamnă, vom putea beneficia de o pistă de atletism destul de modernă, cu material sintetic. În primul rând este o performanță la nivel de autorități locale, că au găsit înțelegere și au descoperit surse financiare. Încât, asta e important și da, doamne ajută să se realizeze, să se realizeze cât mai curând. Puteți să ne spuneți câteva amintiri frumoase din perioada când dumneavoastră era sportiv? Da, eu am început practicarea atletismului cu domnul profesor, cu regretatul profesor Ion Banu. Și chiar am avut o emisiune săptămâna trecută și ne-a zis foarte frumos. Da, un promotor al atletismului și a sportului în general, un descoperitor de talente la acea vreme, cu performanțe deosebite la nivelul sportului școlar, cât și acelea de performanțe atletice la nivelul Federației Române de Atletism. De asemenea, la vremea aceea erau antrenori care, într-adevăr, au făcut cinste atletismului giurgiuvean, e vorba de domnul Stoicescu, e vorba de domnul profesor Banu Ion, e vorba de domnul Bairac Ion, care, într-adevăr, au fost oamenii de care noi, copiii și juniori, eram profund atașați și dorim de a face performanță. Ca performanță deosebită am reușit să vin să câștig campionatul național de cross în clasa 8-a. Am venit și pe podium la 800 de metri plat în ultimul an de juniorat. Am participat și la campionatul balcanic, cel cu 4 la 800. Performanțe la vremea aceea destul de bune pentru condițiile care se ofereau în acea vreme. După care, după 90, dezvoltarea metodicii, dezvoltarea condițiilor de pregătire, a surselor financiare care s-au investit în sportivi și în cluburi au creat automat performanțe mult mai mari atletice și sportive. Știm că după terminarea facultății, după absolvirea facultății, cred că ați fost detașat sau repartizat la Galați. Da, am fost profesor de educație fizică și sport într-o școală generală în comuna Cordi, o comună cu clasele 1-10, unde și acolo am simțit nevoia să-mi fac o încălzire pentru ce urma în anii viitori. Am creat, acolo am dezvoltat baza materială a școlii, copiii pe care i-am pregătit au participat la campionatele naționale de cross, unde avem pe locul 4 pe țară la nivelul ministerului, cu locul întâi la nivel de județ la cross, la tetratlon, la handball, deci, fete. Bine, v-ați simțit prezența și acolo și cu rezultate remarcabile. După am înțeles că v-ați mutat la CS Clubul Sportiv Școlar Buzău. A fost un an de zile, mi-a urmat soția la Buzău, după care ați revenit? Gustul Dunării m-a atras acasă, unde am fost profesor la Clubul Sportiv Școlar, după care directul la Clubul Sportiv Școlar.
Și urmând liderul de sport, clubul municipal și pe urmă și revenim trecând la antrenorat aici, pe meleagurile natale. Ca antrenor de atletism, la ce cluburi ați activat? Sau mi-a zis că era o asociație de atletism, după s-a înființat acest club sportiv municipal. Până în Revoluție era asociația județeană, era clubul sportiv Olimpia, care funcționa pe lângă fabrica de zahăr. Era un club al sindicatelor. Asta era organizarea la acea vreme. Fondurile le primeam de la Consiliul Județean pentru Educație Fizică și Sport și de la sindicat. Asta era organizarea la acea dată. Mi-amintesc cu plăcere de acei ani când alergam pe pista de zgură a stadionului și era un miros pregnant de sfeclă de zahăr când fabrica funcționa. Am rămas cu acel miros olfactiv după acea vreme și de câte ori ajung în zona stadionului, mi-aduc aminte de acele perioade. De acele perioade. Și ce rezultate ați obținut cu sportivii dumneavoastră? Știu că și rezultate foarte bune la nivel de campionate naționale și nu numai. Acum puteți să ne detaliați din acea perioadă. Îmi aduc aminte cu plăcere în anii 92. Și ce condiții de pregătire erau până în anii 2000. În anii 92, 93, 94, când sala nu era finalizată, era doar la roșu, cum se spune în construcții, cu o platformă betonată în sală, cu geamuri care nu erau chituite, nu era căldură deloc în sală. Împreună cu Ionel Petrescu am pus niște benzi transportoare de la fabrica de zahăr pe care alergau sportivii ca să nu arege pe beton, iar sectorul de înălțime la acea dată l-am construit din niște roți de cauciuc peste care am pus niște saltele de gimnastică cu doi stâlpi de înălțime vechi după vremea primului antrenor de atletism, de abia puteam să ridicăm stâlpi de înălțime. Nefiind lumină în sală, am inventat un traseu, un culoar pe care alergau sportivii la înălțime, punând din metru în metru lumânări, iar pe stâlpi de înălțime două lumânări ca să vadă pe unde este ștacheta. Și în iarna aia, în acele condiții, Liana Costache a obținut argintul în proba de stâlpi de înălțime, cu o performanță la junior 3 destul de bună, 1,68 m. Un foarte bun, dacă ne gândim în ce condiții s-a iar Gabriela Dobre a venit pe 2 la 200 la campionatul național de junior 3 și Marin Florina, dacă nu mă înșel, a obținut bronzul în proba de pentatlon. Deci când există dăruire și muncă făcută cum trebuie, lucru bine făcut, cum spune președintele, se pot obține și în condiții grele performanțe. Dar foarte greu, mari sacrificii. Cu mari sacrificii, dar cred că au fost și alte generații de copii. Mă număr și eu și printre aceia și acum având libertatea la informații și încă nu vezi explozia internetului și alte preocupări sunt acum. E greu să-i ții, chiar dacă ai și condiții necesare, minime, să-i aduci într-o sală de sport. Pe vremuri noi eram foarte dedicați pentru un lucru care chiar îți plăcea din suflet, chiar dacă nu erau condiții foarte bune, că și eu am început atletismul nu în condiții excepționale și tot am rămas în acest sport și l-am făcut cu mare drag până în 2012. Cred că problema importantă este la nivelul structurilor centrale. Până acum câțiva ani exista în România la nivelul sportului de performanță o strategie făcută pe un ciclu olimpic. Iată că de câțiva ani această strategie lipsește cu desăvârșire. Dovadă că și performanțele de la campionatele mondiale de, hai să zic, atletism. Sportul care, mă rog, îl cunosc mai bine, pe lângă alte sporturi.
Dar iată că la nivel de sport olimpic, pentru că performanțele unei țări sunt recunoscute și în funcție de clasament, în urma medaliei obținute la Olimpiadă. Și iată că după 90, performanțele României la Olimpiadă au început să scadă vertiginos. În ultimii ani nu mai există o strategie la nivelul Ministerului Sportului. Strategie care să atragă pe lângă minister și alte ministeri cu care ministerul colaborează. Ministerul Învățământului sau Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne. Ministere care ar trebui strânse la o masă rotundă, făcută o strategie națională, plecând de la sportul de masă și descoperind întrece sportive care, cu care se atragem pe copii și pe juniori să participe la sportul de masă, ca de aici să putem face selecția pentru sportul de mare performanță. Nu zic că după 90 performanțele sportivilor au scăzut din această strategie sau din această problemă. Dar singura care poate să genereze creșterea numărului de practicanți este, în primul rând, o strategie. Cum o facem? Cu cine o facem? Cu ce o facem? Unde o facem? Și atunci va trebui Ministerul Sportului, pentru că de aici pleacă scânteia strângerii la masa rotundă a unei gândiri unitare despre sportul de masă și sport de performanță. Numai așa, dacă vom gândi unitar, putem să atragem cât mai mulți practicanți pentru sport de performanță. Ceea ce noastră faceți la fiecare emisiune sportivă este să îndemnați să facă mișcare, să facă performanță, să facă sport, asta pentru că de aici au o mare câștig, sunt sănătoși. Chiar vreau să vă întreb, cum vede sportul actual la noi în Giurgiu? Sportul ar trebui privit în Giurgiu până la Revoluție, după Revoluție. Până la Revoluție am sintetizat câteva idei, totul a pornit de la o bază materială mai precară. Dacă Giurgiul până în 90 era reprezentat la nivel național de câteva ramuri sportive, fotbal, rugby, atletism, popice și cred box și lupte, după 90 explozia bazei materiale din Giurgiu, apariția unor alte ramuri sportive din Giurgiu, schimbarea de generații, de antrenori, schimbarea de mentalitate pentru practicarea performanței a făcut ca după 90 performanțele sportive giurgiuveni să fie mult mai mari. Astfel încât am înregistrat performanțe la nivel național în mai multe ramuri sportive. Au apărut artele marțiale cu multe, foarte mulți cu adepți, foarte și mulți adepți, practicanți și cu multe rezultate. Chiar la noi în Giurgiu. Astfel, campioni mondiali la jiu-jitsu, campion mondial și european la Kyokushin, kata, care iarăși prin Raluca Gianu, performanțe deosebite, chelui, da? Cu răsunet, atât național cât și internațional. După care a venit atletismul, după care a venit basketul, da? Cu performanțe la păcat ligă. Că păcat că nu mai sunt surse financiare. Giurgiu s-a făcut cunoscut în ultimul timp prin jocuri sportive, prin fotbal. Da, iar acum ne mândrim cu fotbalul. Cu fotbalul. Bine ar fi ca și această echipă, sau pe lângă această echipă, să fie și juniorii noștri din Giurgiu. Adică să poată... Să vină cineva din urmă. Da, să avem, deci pe lângă cluburile, clubul Astra, da, ar trebui să aibă juniorii cel puțin o echipă pe o categorie de vârstă, nu știu cum o gândesc ca strategie, să fie și din jur, adică să aibă motivația acest tânăr fotbaliști să poată juca meciuri și pentru Astra Giurgiu, nu?
Pentru că juniorii de la stadion se pregătesc acum și concurează la Ploiești, ceea ce, după părerea mea, este, mă rog, o aberație. Sau... Bine, acum da? Mi se pare că au terminat, au finalizat acel hotel unde... Da. Vor dori să vină și să locuiască aici și chiar să se antreneze. Și atunci cred că va fi altceva. Și iarăși ar trebui făcută o masă rotundă și la nivel de Giurgiu, cu autorități locale, cu Direcția de Tineret și Sport, cu Clubul Sportiv Municipal, cu Primăria Giurgiu, cu Prefectura Giurgiu, cu Consiliile Locale și Județene, să identificăm competiții și ramuri sportive care sunt atractive pentru giurgiuveni, cu care să începem o altă strategie, o altă abordare, atât cu inspectorul școlar județean, nu? Cu conducerea liceului și a școlilor generale, cu o altă abordare a sportului de masă, o altă abordare a folosirii bazelor sportive existente în Giurgiu, o gestionare cât mai bună a lor, astfel încât să putem avea performanțe mult mai notabile. Păi, acum, în weekend, chiar în sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal, a avut loc a treia ediție a Cupei Mărțișorul Atletism, organizată de Direcția de Tinere și Sport. Zic că astfel de competiții sunt binevenite, au fost destinate claselor 5-8 și celor din licee, au fost foarte mulți participanți, am fost și eu prezentă la acel concurs. După părerea dumneavoastră, cum sunt văzute astfel de competiții la nivel local? Sunt foarte bine venite, cu cât mai des, cu atât mai bine. Și să nu uităm un lucru, pentru acești minunați copii care vin și miros primii pași într-un sport de performanță, este foarte importantă creșterea motivației lor. Deci trebuie să identificăm acele fonduri financiare, atragerea unor sponsori lângă aceste competiții sportive, ca să putem să le dăm o diplomă sau un tricou. Contează foarte mult pentru creșterea motivației lor. S-a încercat și la acest concurs, s-au oferit diplome, tricoașe, dar haideți să urmărim și părerea domnului profesor Ion Bairac de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Rog colegii din regie să ne ofere interviu. În primul rând că ei fac mișcare și mișcarea este o chestiune care mi-ar interesa pe toți, nu numai pe copii. Dar rămânem la copii, la concursul de astăzi. Este organizat de Direcția Județeană pentru Sport, Tineret și Sport și este un concurs foarte binevenit în acest moment al anului școlar. De ce? Pentru că încep alte concursuri, tetratlon și altele care pregătesc. Până la urmă este un preambul al acestor concursuri care vin la vârsta lor, la vârsta lor de participare. Copiii sunt unii ușor nepregătiți, unii pregătiți. Să cunoaște diferența între cei care fac sport de performanță și cei care nu fac sport, adică care vin la antrenamente și care nu vin la antrenamente. Sunt, erau și sportivi legitimați. Erau și sportivi legitimați, dar nu asta este important. Important e că ei se mișcă. Și faptul că noi, spre exemplu, vorbesc de Colegiul Național Ion Maiorescu, care are un singur rând de clasă, am venit cu 20 de copii, înseamnă că am venit mai mult să cunoască, să știe și el ce înseamnă un concurs de atletism. N-am venit neapărat să câștig. Din câte ați văzut calitățile copiilor, ei ar putea fi selecționați pentru cluburile sportive? Da, am văzut câțiva. Eu am lucrat și vă pot spune cu certitudine chestia asta, pentru că eu am lucrat vreo 17 ani de zile în performanță, în clubul sportiv școlar și știu cu ce se mănâncă performanța. Sunt copii care pot face în continuare performanță. Am văzut copii buni, câțiva copii foarte buni, care pot să facă prevență. Unii din ei, și mă bucură treaba asta, chiar de la liceu Maiorescu. Dumneavoastră aveți copii de liceu sau erau și cei de la colegiu? Nu, am copii numai de gimnaziu. După părerea dumneavoastră, cum putem organiza mai multe competiții, cum am văzut și în imaginile precedente, în sala de atletism? Avem copii cât mai mulți în salile de sport, dar în special atletism. Cum vedeți dumneavoastră o renaștere așa a atletismului? În primul rând, Direcția de Tineret și Sport, împreună cu Clubul Sportiv Municipal și cu Clubul Sportiv Școlar, trebuie să convingă Federația Română de Atletism să introducă în calendarul Federației cât mai multe concursuri la nivel de copii și junior 3. Asta odată. A doua idee e de a organiza unele Grand Prix-uri, unele concursuri,
de juniori și chiar de tineri și seniori, în care să participe atleți din lotele naționale și cluburile puternice din țară, astfel încât copiii noștri din Giurgiu să vadă pe viu un concurs adevărat și ce înseamnă marea performanță. Cu cât aducem... Trebuie aduse modele. Exact. Cu cât aducem sportivi reprezentativi, să creează modele pentru ei. Și atunci fiecare o să spună în stare, vreau să fiu cum era pe vremea când Gabi Sabo alerga. Vreau să fiu Gabi Sabo. Sau când era Nadia Comăneci. Vreau să fiu Nadia. Deci creând aceste modele, organizând cât mai multe comedii sportive la nivel de copii și juniori și, repet, cu descoperirea sau cu unor surse financiare, astfel încât să le crește motivația. Este important la această vârstă. Faptul că stau foarte mult timp lângă internet, lângă calculator, trebuie să atragem cât mai mult să facă mișcare. Și doar în aceste concursuri, cel mai rapid alergător, cel mai bun săritor, cel mai bun lungime, cel mai bun alergător cu mingea de boină. Găsim multe concursuri, da? Competiții, într-adevăr. Sigur, multe competiții sportive. Și putem, la fiecare, putem să facem o seară de săritura în lungime. Și a dus un mare sportiv. Sigur că da. O seară de aruncări, o seară de sprint. Și într-adevăr, așa putem mediatiza și promova mai mult atletismul. Au fost de-a lungul anilor câteva competiții de cross în Giurgiu și a fost adus de Liviu Roșca, de Andrei Liviu Roșca, a fost adus o mare sportivă giurgiuveancă de-a noastră, de la Herești, vorba de Paula Ivan, care le-a făcut premiera unor sportivi. Pentru ei a fost o mare satisfacție faptul că o campioană olimpică le-a pus de gât o medalie și le-a dat o diplomă și un premiu. Cu cât mai des aceste concursuri în care să aducem mari sportivi din România, cred că ar fi o pârghie pentru atragerea mai multor practicanți la atletism. Și am vorbit despre copii și juniori, dar când acești sportivi ajung la seniorat, ce credeți? Că au nevoie mai mult decât modele, au nevoie și de sursă financiară. Și cum din 2012 Ministerul Tineretului și Sportului a scos aceste premieri, care era o motivație cât de cât, nu putem să spunem că luam sume exorbitante în urma unei câștigări, unei medalii de aur sau de argint, au fost scoase și aceste premii. Ce părere aveți de aceasta? Că deja e o problemă. Și ca să păstrăm totuși acești sportivi de valoare. Cred că ar trebui sensibilizate autoritățile locale și județene, Consiliul Local și Consiliul Județean la premierea acestor ambasadori ai sportului giurgiuvean, pentru că ei fac până la urmă reclamă, propagandă, duc mai... Da, și chiar o reclamă pozitivă. O reclamă pozitivă Giurgiului și județului, atât în țară cât și peste hotare. Și atunci cred că răsplata lor ar fi o mai mare atenție din partea autorităților locale și județene. Și cred că găsim, dar probabil că trebuie să fim noi mai insistenți. Asta așa, trebuie să fim mai insistenți, dar în același timp și ministerul s-a auzit că va lucra la lege și va reveni acele premieri din nou către sportivi. Dar să sperăm, Doamne ajută, poate anul ăsta se lucrează. Vedeți că toate ministerele au început în această decentralizare și au trimis către atuțe locale găsirea unor pârghii și unor fonduri pentru susținerea performanței. Din ce în ce ministerul își ia mâna după sportivii de nivel național. Își pun accentul mai mare pe cei de nivel internațional, până cu cuvântul olimpic. Și atunci reprezentarea sau realizarea satisfacției și a pregătirii sportivilor la nivel local, județean, da?
va fi făcută de către, sau vrea să fie făcută de către autorități locale, la nivel național de către federațiile pe ramuri de sport și la nivel internațional de către CEORE și de către minister. Împărțind aceste atribuții local, județean, național și da, părerea mea că se vor găsi fonduri mult mai ușor pentru susținerea unor sportivi din Giurgiu. Nu avem mulți. Avem, asta chiar, că avem aveți dreptate puțin, aici, îi numărăm pe degete. Puțin cei care au performanță la nivel internațional. Pentru acest sportiv ar trebui găsită o sursă financiară. De foarte multe ori au plecat la competiții sau în cantoamente pe bani, ori ai sponsorilor, ori ai părinților, ori ai lor personali, ceea ce nu e normal, ceea ce nu e corect. Pentru că nu reprezintă decât în fond, la urmă scrie Clubul Sportiv Giurgiu, că e Acvila, că e CSM, că e Power, că e... Nu contează, da, așa este. Reprezintă orașul nostru. Și atunci, trebuie susținuți din toate punctele. Trebuie să ghidose în bugetele Consiliului Local și Consiliului Județean bani mai mulți pentru pregătire, pentru participarea în competiții și pentru premierea performanțelor acestor sportivi. Și antrenori. Sigur că da. Că dacă nu-i motivă și pe antrenor. Haideți să revenim în prezent. Știm că în weekendul trecut și dumneavoastră ați participat cu copiii, cu elevii dumneavoastră la liceu, fostul liceu de chimie, la faza județeană de mini-fotbal. Cum a fost acea competiție? Ce puteți să le spuneți? Încărcată cu foarte multe emoții. Dar cum totul este posibil în fotbal, Noi am intenționat să câștigăm etapa județeană. Am văzut că au fost și echipe feminine. Ați avut și dumneavoastră de la liceu? Nu, am avut doar echipa de băieți, unde avem o clasă vocațională cu profil sportiv pe fotbal. Am reușit decât clasarea pe locul 3. E o performanță care, mă rog, care ne mulțumește. Ideal era să câștigăm, dar mai există încă un an, probabil că în ultimul an munca de 4 ani a acestor copii și a profesorilor care se ocupă de pregătirea lor se va materializa prin câștigarea locului întâi. Deocamdată este bine că totul este să partici, nu să câștigi. Sigur. Am mai căpătat experiență și probabil că în acest sport și la mini-fotbal și în general la fotbal, ca să câștigi, trebuie să fii foarte bine determinat și să-ți dorești cu foarte multă ardoare, așa. Ardoare să câștigi. Probabil că aici, la pederea mentală, ne mai trebuie puțin de lucru. Asta e categoric. Aici trebuie lucrat mult, foarte mult cu un sportiv. De-a lungul carierei dumneavoastră manageriale, v-ați ghidat după o schemă simplă, dar productivă. Ne puteți spune și nouă? Eu am citit-o într-un articol. Da, întotdeauna m-am ghidat să scriu ceea ce fac și să fac ceea ce scriu. Ceea ce scrii. Da, ca să pot demonstra oricând și oricui că s-a realizat ceva. Și în prezent vă ghidați tot după aceeași schemă? Sigur că da. Eu de aproape 4 ani și jumătate, 5 ani, nu mai lucrez în performanță, am revenit la catedră, dar asta nu înseamnă că sportul a fost neglijat total. Încă mai sunt prezent în sala de atletism, benevol începând de astăzi la rugămintele unui atlet Giurgiu Vean, care a fost medaliat la Cupele Naționale de Sprint, am început pregătirea cu el, încercând să facem performanță cât mai bună în probele de sprint. Deci tot la prima dragoste vă ce trage sufletul, deci asta la sala de atletism. Aveți vreun regret din toate acestea, din activitatea asta managerială pe sport? Nu, pentru că sportul m-a învățat... Sau ceva neîmplinit, nerealizat. Nu. Sportul m-a învățat să gândesc liberal și să mă comport ca un democrat, cum îmi place mie să spun. Nu.
dacă nu am realizat ceea ce fiecare antrenor dorește cu ardoare să participe la o olimpiadă, eu spun că mai am timp până la pensie. Da, visul fiecărui sportiv și al fiecărui antrenor este să participe cu sportivii lui sau cu sportivii lui la o olimpiadă. Tu ai fost înconjurată de zeița furtunii în general. Într-adevăr, și eu am fost foarte motivată și la fel visam să ajung la olimpiadă. Ziceam că degeaba practic acest sport dacă nu ajung acolo. Și tot timpul, chiar dacă mi-a fost greu în acest sport, că normal fiecare trece în prim momente dificile, în pregătire și nu numai și în competiții, am strâns din dinți și am continuat și nu m-am oprit până nu mi-am realizat visul. Dacă telespectatorii nu cunosc un aspect al longevității tale în sport și al carierei sportive, este faptul că, stimați George Vende, la un moment dat Viorica a vrut să renunțe la atletism. Și nu știa ce să facă, să aleagă între bob și între atletism. Și cum prima dragoste nu se uită și nu se lasă, le-a făcut pe amândouă. Și în acel an, țin minte că a ieșit campion națională la bob, campioană mondială la bob, la tineret. Și venind din pregătirea de la bob, a câștigat și proba de săritură în lungime la campionatul național de seniori. Și de 100 metri garduri. Și chiar de heptatlon. Ce să spun, un mare caracter, o mare sportivă și ne mândrim că te-am făcut giurgiuveancă, Viorica. Și o să mândră că sunt giurgiuveancă acum și sunt alături de oameni minunați pe care am cunoscut în perioada asta, cam din 2008. De când sunt eu în Giurgiu și am cunoscut oameni frumoși și minunați. Ne apropiem de final. O ultimă întrebare. Ce proiecte aveți de viitor, în afară de acel gând de a ajunge la olimpiadă? Da, îmi e, un sportiv? Îmi doresc cu ardoare să pot înființa la Giurgiu un liceu cu program sportiv. Începând de la clasele a 5-a, deci nu de la clasele a 1-a. Probabil că mai trebuie lucrat la capitolul manageriat, la capitolul strategie. Dar probabil că vom găsi pâncă necesare atât la nivelul inspirator școlar județean, la nivelul primăriei și cu cât mai multă propagandă sportului și cu cât baza materială de la liceul Bela Nicolescu se va dezvolta, vom putea găsi și copii care să vină să fie admiși la un liceu cu program sportiv. Ar avea de dor de câștigat, ar avea pregătire care se face în fiecare zi câte două ore la liceu, începând de la clasele a 1-a sau a 5-a, depinde cum ne vom orienta, pe ce sporturi ne vom orienta. Și vor face și antrenament la clubul de unde ei vin în timpul liber. Deci au de câștigat de două ori. Deci ar avea un volum mai mare de muncă. Să nu spun că după finalizarea unui liceu cu program sportiv ar putea opta pentru studii superioare la școli militare, atât la Ministerul Apărării cât și la Ministerul de Interne, ar putea opta la orice altă facultate de profit de educație fizică, școală de antrenori sau la oricare altă facultate. Ceea ce este important, că intrând la un liceu cu program sportiv, au asigurată sănătatea de-a lungul tinereții și de-a lungul vieții. Pentru că prin sport avem ca obiectiv general educarea tinerii generații de a face mișcare în timpul liber și de a fi sănătoși. Vă doresc succes în continuare, să dea Dumnezeu să se realizeze acest proiect, Doamne ajută, să avem și un liceu cu program sportiv aici în Giurgiu, ar fi binevenit. Mulțumesc. Și vă mai aștept cu drag în platou emisiunii Sport Arena. Mulțumesc și pentru invitație, cu mare plăcere și altă dată. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, vreau să mulțumesc și magazinului Maxton pentru vestimentația mea din această seară. Sunt Viorica Țigău și ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. La revedere, o seară bună!